Suntem roglai, că suntem un ispătlai, domn și dor, cu mine călător. Eu rezolver sara, din dintre inima, domn și dor, cu mine călător. Și când apele trăiesc, neamul nostru românesc, domn și dor, cu mine călător. Formații de dansuri populare mixte, premiul 3 a fost acum.
acordat formației Peștișorii Aurii din Jurilovca. La secțiunea Ansamblu de Cântece și Dansuri, premiul 3 a fost acordat ansamblului Egreta din Isaccea. La formații de dansuri, premiul 2 a fost acordat formației de dansuri populare mixte Școala din Niculițel, Nichifor Ludoi. La ansamblul de cântece și dansuri, premiul 2 a fost acordat ansamblului de cântece și dansuri populare Nuferii Deltei din Nufărul. Și tot premiul 2 a fost acordat ansamblului folcloric Mădițe Dobrogene din Văcăreni. Și am avut o secțiune ansamblu de dansuri populare. La această secțiune ansamblu de dans popular, de dansuri populare Floricica al Palatului Copiilor Tulcea, premiul 2. Ansamblului de cântece. Cealaltă secțiune, ansamblului de cântece și dansuri, ansamblului Plai de Dor Niculițel, premiul 2. Ansamblului de cântece și dansuri, Ghiocel de la Luncavița, premiul 1. Tot premiul 1 a fost acordat ansamblului de cântece și dansuri Altițe Dobrogene, Vigila. Domnul primar a spus la început că ansamblul Doina Casimcei nu intră în concurs, numai că juriul a hotărât, juriul, repet, a hotărât, pentru că așa trebuie să fie și nu am ascultat povața sau rugămintea domnului primar și a fost acordat ansamblului de cântece și dansuri Doina Casimcei premiul 1. De altă dată să ascultați ce spune primar. Marele premiu a fost acordat ansamblului de cântece și dansuri populare Dorulețul. Și juriul a mai acordat un premiu special, deci premiu special al juriului primăriei Casimcea și domnului primar Gheorghe Țilincă pentru contribuția adusă la organizarea și realizarea celei de-a 18-a ediție și aș vrea ca toți să-i mai acordăm din suflet palme, cât mai multe. Mai ales voi copiii, pentru că ați văzut cum ne-a primit, da? Fiecare ați avut câte o punguliță, ceva în punguliță aceea, ceea ce înseamnă un efort foarte mare și de aceea rog să-i mai dați încă o dată câteva palme domnului primar și să și strigați, pentru că sunteți artiști și voi știți. Domnul Cuman, cred că a văzut că m-am supărat la prima fază și ca să întreacă supărarea mi-a dat premiul ăsta. Mulțumesc! Mulțumim și noi, mulțumim copiii, puteți fotografia, veniți mai în față, poftiți, poftiți! Poză de grup! Ne bucurăm că anul acesta panoplia ansamblurilor s-a înmulțit cu două ansambluri.
și ansamblu folcloric Floricica de la Turcia. Ceea ce este un lucru bun. Mai au puțin de muncit, sperăm să muncească mai mult și anul viitor să urce pe o treaptă mai sus. Vă mulțumim! Dați-mi voie, copii, mulțumim! Copii, mulțumim! 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 Dați-mi voie, pentru că sunt pe scenă și este o onoare pentru mine să anunț următoarea interpretă pe care eu am cunoscut-o 10 de ani în urmă, dar pe care în 1992 am adus invitat alături de Nicolae Fotoiancu la Tulcea, alături de formația Crai Nou, deci eu i-am adus în 1992 pentru prima dată la Tulcea. Vă invit să fie alături de noi și de dumneavoastră la invitația domnului primar, pe doamna cântecului ardelenesc, Veta Biliș! Bună ziua! Mulțumesc tare mult, domnule Cuman, pentru prezentare. Să știți că are dreptate, ne cunoaștem de foarte, foarte mulți ani și n-am să uit niciodată acele frumoase spectacole de la Tulcea. Și iar acum vreau să-i mulțumesc și domnului primar și să-l felicit împreună cu domnul Cuman pentru tot ceea ce face pentru folclorul românesc. Atâta timp cât vedem sute de copii pe scenă îmbrăcați în costumul popular, cântând cântecul popular și păstrând tradiția, nu va părea folclorul românesc niciodată. Felicitări, domnule primar! Mulțumesc! Doamnă, trebuie să știți că în seara asta este pentru a doua oară când mă simt mândru că sunt aici în localitatea Casincea. Prima oară m-am simțit mândru acum o oră, acum a doua oară pentru că dumneavoastră sunteți aici pentru prima oară și pentru că cântecele dumneavoastră cu tenta pe care o dați ne trezește ca și cântece domnului Fotoiancu acest sentiment aveți extraordinar. Dreptate, aveți dreptate, aceste cântece m-au făcut pe mine cântăreață. Am fost prima cântăreață în România care am cântat aceste cântece patriotice. Vă mulțumesc foarte mult și să știți că cântecele dumneavoastră vă face să fiți etern și veșnic tânără. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Haideți vă rog să cântăm, aplaudăm pe doamna Veta Biliș. Thank you.